YouTube și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi, după cum bine vedeți și în titlu, voi face un mic haul, un haul de vară, pentru că imediat vine iunie și eu m-am cam pregătit așa de vară, pentru că merg într-o vacanță undeva la mare, la soare, și m-am gândit să împart cu voi și să vă arăt ceea ce eu mi-am cumpărat. Sunt foarte entuziasmată și sper că și voi să vă placă lucrușoarele. Am mers în Primark, pentru că de cât s-a deschis aici Primark-ul ăsta imens, nu mă pot abține să nu merg aproape săptămânal, și am văzut această minunăție. Este o brățară de picior foarte, foarte mișto, superbă și foarte de vară. De-abia aștept să o port, mai ales atunci când voi merge pe plajă, deoarece îmi place să fiu așa un pic fancy și îmi place să încerc tot ce este nou și o voi purta împreună cu costumul meu de baie și cu siguranță voi ieși așa puțin în evidență. Îmi place foarte, foarte mult, ce arată foarte bine pe picior și când am văzut am zis, aoleu, trebuie să o cumpăr, trebuie să fie a mea, că altfel nu se poate. Chestia pe care am văzut-o tot în Primark este această coroniță cu flori, ea arată cam așa, este superbă, superbă, superbă. Eu ador să îmi pun vara coroniță cu flori în cap, pentru că mi se pare foarte cute și încă mai vreau să fiu copil, adică nu simt că am crescut prea mare de a mai îmi pune floricele în păr și e foarte, foarte de vară. De-abia aștept să o port pe plajă, de-abia aștept să o port la rochițe, la sandale și da, mă face, îmi dă așa o stare de spirit bună și mă face să mă simt mult mai fericită și după părerea mea arată foarte bine pe cap și e foarte fashion. Ce altceva mi-am mai luat de la Primark este acest costum de baie cu multă, multă floricele. El arată cam așa și vreau să zic că pentru 6 lire îmi place mult, mult, mult de tot cum arată. Este destul de calitativ și el vine cu burete, iar aceste bretele se pot da jos. Acesta este sutienul și acum o să vă arăt și slipul. Este super cute, iar aici are niște fundiți așa cu biluțe. Este foarte, foarte de vară și de abia aștept să îl port pe plajă. Și, pa, pa! După cum am zis, acestea au fost numai 6 lire și sunt foarte mulțumită de calitatea acestui costum de baie. Și am văzut că au o grămadă, o grămadă de modele. Dacă vă interesează și sunteți în căutare de costume de baie, nu uitați să dați o raită prin Primark. Un alt costum de baie care este absolut super și de care m-am îndrăgostit este acesta alb croșetat. El arată cam așa și l-am luat de pe dressin.com. Dacă vă interesează, o să las linkurile acestor produse în barea de descriere. Este un site super, super mișto, unde găsiți o grămadă de chestii interesante și o grămadă de hăinuțe la modă și la un preț destul de rezonabil. Eu mi-am luat acest costum de baie, este alb. Vreau să zic că această piesă nu este de purtat pe plajă când mergi să te bronzezi, deoarece o să te bronzezi cu niște urme ciudate și nu vreau faza asta. Dar acest costum de baie mi se pare perfect dacă mergi la un party așa pe barcă sau pe iaht, mă rog, și nu vezi neapărat să te bronzezi. Este un costum de baie super, pur și simplu, de-abia aștept să îl port și să-l accesorizez și, mă rog, așa mai departe. Sunt în lumea mea acum. O altă chestie super, super drăguță, tot de pe dressin.com, de care eu pur și simplu m-am îndrăgostit, este această bluziță albă, vaporoasă, este see-through, dar pur și simplu este minunată și cu umerii goi, așa, perfectă de vară, perfectă de plajă, perfectă de mers așa la o cină romantică, la, nu știu, mie mi se pare foarte, foarte drăguță și are acești ciucuri albi care o fac să pară și mai drăguță, pur și simplu. Este una dintre piesele mele favorite în vara aceasta. M-am îndrăgostit de ea și de-abia aștept să o port la sandăluțe și la blugi și chiar și la un slip alb ar merge pe plajă ziua în amiază mare sau chiar și la o petrecere
Apoi, următorul lucru pe care mi l-am mai luat este această rochiță tot de pe dressing.com și este o rochiță neagră de seară. Îmi place foarte, foarte mult cum arată această îmbrăcătură, nu știu. Arată super, super, super bine și rochița este destul de largă pentru mine, însă am reușit să o leg cu un cordon și arată foarte bine. Deși este neagră și simplă, merge foarte, foarte ok la niște sandăluțe negre sau sandăluțe albe cu un accesoriu alb sau sandăluțe aurii sau argintii, mă rog, cum vreți voi. Pur și simplu m-am îndrăgostit de ea și la spate arată foarte bine, este super calitativă și o să las link-uri în barea de descriere dacă vă interesează și sunteți curioase să știți mai multe despre acest style. Următorul și ultimul lucru pe care mi l-am cumpărat pentru început de vară, să zic așa, este această brățară superbă de la Topshop. Este foarte, foarte simplă, dar îmi place acest, nu știu cum să numesc, piatră, da, această piatră, așa, este foarte interesantă și deși este simplă, face ca outfit-ul să pară mult mai elegant și dă un acel plus, de unde ai brățara asta? Ok, dragilor, cam acesta a fost micul meu haul, mica mea sesiune de cumpărături. Cu siguranță vor mai urma și sper din tot sufletul să vă aduc poze și filmări de pe plajă. De-abia aștept să merg, sunt foarte entuziasmată și da, sper din suflet că v-a plăcut... Sper din suflet să vă plăcut acest video. Nu uitați să vă abonați canalul meu, să dați un thumbs up dacă v-a plăcut, să mă urmăriți pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram și, bineînțeles, vă mulțumesc mult că ați trecut să mă vizitați canalul de YouTube și ne vedem data viitoare la un nou video. Vă mulțumesc și v-am pupat. Să aveți o zi minunată! Pa, pa!